În aceste zile, la Șimleul Silvaniei se desfășoară cea de-a șaptea ediție a festivalului Concurs Național de Cultură Populară Tradiții Silvane. O avem ca interlocutoare pe președinta jurului, pe care o rugăm să ne împărtășească câteva opinii despre această ediție a festivalului. Sunt Eugenia Florea, etnomuzicolog, realizator de emisiuni folclorice la Radio România, de concerte, evenimente folclorice. Deci, al la rând, am avut posibilitatea și bucuria să întâlnesc tineri care pornesc pe drumul cântecului popular. Noi trebuie să-i sprijinim să meargă pe drumul adevărat al acestui cântec, pentru că ei, practic, vor duce mai departe tradiția noastră. Am participat la cea de-a șaptea ediție a Festivalului Folcloric Tradiții Silvane. Cu bucurie constat și anul acesta că foarte mulți copii și tineri sunt atrași de acest gen muzical, cântecul popular. Sigur că e foarte mult de învățat și de lucrat ca să ajungi cu adevărat un artist. Dar important este că mulți dintre ei, marea majoritate, au calitățile, harul de la Dumnezeu pentru muzică și le place acest gen de muzică, le place cântecul nostru popular. La preselecție s-au prezentat aproape 70 și ceva de tineri din toată țara. Au rămas în concurs 40. De la vârsta de 10 ani până la vârsta de 25 de ani, soliști vocali și instrumentiști. Sigur că i-am împărțit pe două categorii, 10-15 ani, 16-25. Cei mici sunt drăgălași, le place muzica, dar după părerea mea, până pe la 12-13 ani, ca un copil să cânte o doină e foarte greu. Pentru că atunci, în momentul în care cânți o doină, trebuie tu singur, tu însuți, să o înțelegi, să o simți, ca să poți transmite. Ei sunt prea mici pentru așa ceva. Eu aș propune chiar până la 12-13 ani nici să nu se facă concurs pentru acești tineri, pentru acești copii, de fapt. Să vină să cânte, dar nu în concurs. Pentru că în momentul în care unul ia premiul sau și altul nu, ei nu vor înțelege de ce. Și s-ar putea ca acest lucru, această decepție, să îi facă să nu mai cânte muzică populară. Și ar fi păcat. Aici m-am adresat, de fapt, profesorilor, părinților. Au fost foarte mulți copii care au cântat mici, deci 10-15 ani, doine cu texte total nepotrivite pentru vârsta lor. Atenție, domnilor profesori! Sunt piese foarte frumoase din folclorul copiilor. Sunt cântece despre natură, despre sat, despre mamă, despre, dar nu despre dragoste. Ei sunt prea mici pentru așa ceva. Sunt, într-adevăr, copii muzicali, repet, înzestrați cu har de la Dumnezeu pentru muzică. Dar dă-le ce li se potrivește, ca să poată să-și etaleze întregul lor talent. Așa, ei sunt învățați și nu transmit absolut nimic. Și ar fi păcat să-i pierdem. Cei de la cea de-a doua categorie, 16-25 de ani, sigur, aici poate că putem să avem și pretenții, și de repertoriu, și de interpretare. În general au fost tineri buni, tineri care se simte că iubesc cântecul popular și pot merge mai departe. Dar și aici trebuie mare atenție la alegerea repertoriului, la interpretare. Sigur că și aici ține și de profesori. În orice caz, faptul că
adună acești copii cu dragoste de cântec, se adună aici, la Șimleul Silvaniei, la tradiții silvane, este un lucru extraordinar. Și vreau să-i felicit pe organizator că s-au gândit la această manifestare. Soliștii, concurenții, instrumentiști, bravo lor! Pentru că la 11 ani să cânți foarte bine la vioară, asta înseamnă că ai studiat de la 4-5 ani. Cel puțin 2-3 ore pe zi. Plus teme, asta înseamnă că el se dăruiește muzicii în loc să se ducă să se joace. Pentru ei am tot, și pentru ei am tot, toată admirația. Îi felicit pe toți concurenții, le doresc succes în continuare și le suntem deschiși pentru orice sfaturi, îndrumări și suntem, zic eu, obligați să-i sprijinim, pentru că, așa cum am spus, ei vor duce, vor păstra și vor duce mai departe tradiția noastră populară. Încă o dată, felicitări și pentru organizatori. Mulțumesc frumos! Felicitări! Din Bihor mergem în Banatul de Munte, de unde vine domnișoara Bosioc Elisabeta, are 18 ani. Ea va interpreta doina Bace, Dunce, Bace și cântecul cu acompaniament Trandafir crescut în iarbă. Așadar, din Caraș-Severin, Bosioc Elisabeta. Succes! Bace, Vânce, Bace, mergem în Maramureș, de unde vine o domnișoară frumoasă,
are 20 de ani, se numește Rațiu Sonia Ana, ea vine din zona Lăbușului, va interpreta doina Mamă, inima mi-arsă și Săracul omul cu dor. Rațiu Sonia Ana, din Maramureș. De când am plecat de acasă, oh,
Așadar, concursul Tradiții Silvane la Șimleul Silvaniei, două zile de concurs. Aș vrea să vă spun că mâine va avea loc cea de-a doua parte a concursului, începând cu ora 10, iar după masa, de la ora 18, gala laureaților, așteptată de mulți de copiii care au intrat în concurs, precum și de susținătorii lor. Vă invităm cu drag să participați și mâine la spectacolul nostru. O să fie și multe surprize, sperăm foarte plăcute, surprize muzicale, bineînțeles.